Sunt Tiberiu Onusu, organizatorul concursului de vinuri spumante românești. Suntem prezenți la a patra ediție a acestui concurs. Concursul are loc la Aria TNB, la București, respectiv la USMV Iași. Este un eveniment care se desfășoară sincron. La această ediție a concursului de vinuri spumante românești am avut ca partener principal firma Dabaco, de asemenea am avut partener firma Syngenta și firma Chefen Sommelier. La realizarea jurului de la București am încercat să asigur o complexitate cât mai ridicată. Sunt 10 jurați, 5 doamne și 5 domni, țin foarte mult la acest echilibru. Cred că am reușit să acoper o paletă foarte largă din domeniul profesional. There's a sparkling wine for every moment and every food of the day. Last night I was in a wine bar here in Bucharest and I had a very nice dry sparkling wine, Metode Traditionnel from Romania. And I had a very nice platter of cold cuts with it. And it was very, very nice with this champagne. Janou for best moult limba romanesc. Dar vinul spumant românesc este foarte bun pentru sărbătorii de iarnă. În această comisie de jurizare sunt oameni cu experiență vastă, atât în jurizarea la nivel internațional, cât și pe plan național. Sunt foarte multe vinuri asemănătoare, dar există fine diferențe între fiecare vin. Nu poți să te apuci să jurizezi un vin numai pe principiul îmi place sau nu-mi place. Poate să fie un vin care să nu-mi placă, dar căruia trebuie să-i recunosc calitățile. Aici intervine, să spun, experiența și capacitatea de concentrare și onestitatea fiecărui jurat în parte. Aflu aici în calitate de jurat, dar din câte am reținut, sunt un fel de jurat de probă, pentru că nu am mai participat la un concurs de spumante românești, am mai evaluat de altfel și alte vinuri, dar eu sper să fac o figură foarte frumoasă, pentru că sunt foarte pasionată de subiect și mi se pare un domeniu fascinant pe care aș vrea într-adevăr să-l aprofundez cât mai mult pe viitor. Ne așteptăm de la un vin spumant să aibă o imagine bună, să aibă un perlaj adecvat. Aștept ca un spumant să aibă o complexitate, să aibă personalitate, să aibă autenticitate, să aibă echilibru. Când vorbim despre spumante, toată lumea se gândește în primul rând la șampani. Și sunt câțiva producători care se duc către acea zonă. Știm că spumantul, așa cum se produce el, vine dintr-un vin de bază în care nu tăria alcoolică este cea mai importantă, ci această aciditate care să îi dea posibilitatea să evolueze și să reziste cel puțin un an sau doi mai mult decât fratele lui liniște. La această a patra ediție a concursului de vinuri spumante românești sunt prezente probe de la 15 producători din toate regiunile viticole ale României. Rezultatele acestui concurs vor fi publicate pe site-ul vieșivin.ro. Rezultatele sunt puse la dispoziția tuturor, atât pentru profesioniști, ca să vadă unde se află, pentru consumator, care să își poată alege spumantul potrivit, mai ales că de la 1 decembrie începe perioada sărbătorilor de iarnă.